unde vin să te iau? Da, belii mei, te-am întrecut. Ai plecat de la 3, de la 2 noapte. Da. Și nu știai că pleci dracu să te ia și te bate căldura în cap? Păi da, mă, da, pe căldura. Păi da, păi da. Păi da, mă, dacă dor ziua. Să vezi ce... Păi da, să vezi ce te ia oboseala somnă. Când o începi căldura aia să te bată în muian. Păi, da, da, păi. Da, Bucureștiul și Pilipeștiul, nu știu ce pula mea zice. Dar ăla vrea pula mea să-l duc la depozit. Acolo. Păi da, păi da. În bulevardul metalurgiei, ți-am spus eu, mai încolo de, treci pe sub pasaj de la pula mea, de la San Plaza. De la San Plaza, nu? Da, și ieși și mai mergi în pula mea tot înainte și la, când dai de pasajul ăla de, pe deasupra, de, îl construiești ăștia, nu știu dacă i-a dat drumul. E înghesuia la dreacului, e căcănăria lui, e în babul la îndrava. Da. Și mă duc întâi la Pilipești, la Pilipești o țin dreacul. Câți bani era pe cardă? Te-ai uitat? A, avem, avem. Aia pe incidente penale la România. De orice. Avem. Dacă e. Da, da, da. Păi și eu bag vreo 30-40, că dacă mă duc și la Pilipești, mă duc și la București. Păi să nu mai, da, bag 4 gălesc ca să nu mai bag mâine. Bă, dar de ce nu veniți voi la 8? Dar să fiți la 8, că Vali oricum vine la 8. Și ați, dacă în caz că întârzi mai mult noaptea, și ai încărcat-o în 5 minute și ai venit după mine acolo. Oricum nu ne bagă dracule la 7, ai văzut, ne ținem. Dacă nu te deranjează, dar numai să nu întârzi rău, cine știe. Să te ia somnul, să baia pula mea, să... Yeah.